Conceptele de perimetru, arie și volum au legătură cu figurile geometrice. Perimetrul este un concept folosit în 1D, aria este utilizată în 2D și volumul există în 3D. Cel mai utilizat corp geometric este cuboidul. Este tridimensional și ușor de împachetat și transportat. Este un punct de plecare pentru a ne gândi la arie, perimetru și volum. Când vorbim de perimetru, ne gândim la conturul ce înconjoară o figură închisă. Dacă ai înconjura cu o sfoară un poligon regulat, precum pătratul, lungimea sforii ar fi perimetrul său. Îl numim circumferință când vorbim despre cercuri. Perimetrul este numărul unităților de măsură, de exemplu metri, de pe o linie poligonală închisă. Gândește-te la lungimea de gard necesară pentru a înconjura o grădină sau conturul ce delimitează o piscină. Aria se calculează atunci când vrem să măsurăm suprafața unei forme bidimensionale. Să ne gândim că ar trebui să pui parchet într-o cameră dreptunghiulară. Numărul unităților de măsură cuprinse în suprafața pe care trebuie să o acoperi cu parchet este aria sa. Aria dreptunghiului este egală cu produsul dintre lungimile celor două dimensiuni ale sale, lungime și lățime, și este măsurată în unități pătrate, cum ar fi metri pătrați. Privește această grădină delimitată de un gard. Cât este de mare suprafața situată în interiorul grădinii? Cu cât este egală aria acestei piscine? Volumul este cantitatea de spațiu tridimensional pe care un obiect îl ocupă. Gândește-te la a treia dimensiune a unui cuboid. Deja știm că aria oricărei fețe se obține calculând produsul dintre lungime și lățime. Înălțimea este a treia dimensiune a sa și este folosită pentru a-i calcula volumul. Pentru a calcula volumul cuboidului, înmulțim lungimile celor trei dimensiuni, lungimea, lățimea și înălțimea. Volumul se măsoară în unități cubice, cum ar fi metrul cub. De cât de multă apă crezi că va fi nevoie pentru a umple această piscină? Haideți să explorăm aceste concepte în detaliu. Pentru a afla perimetrul unui poligon regulat, trebuie să calculăm suma lungimilor laturilor sale. Putem de asemenea să îl calculăm folosind o formulă pe care ai mai văzut-o. Aflarea perimetrului unor forme mai complexe, precum poligoanele neregulate, poate fi puțin mai dificilă. Trebuie să începem cu ce știm și să calculăm lungimile laturilor necunoscute ale poligonului folosind formule. Putem folosi teorema lui Pitagora sau trigonometria pentru a afla lungimile necunoscute ale laturilor unui triunghi sau măsurile unghiurilor acestuia. Câteodată putem chiar estima sau folosi scala unui plan pentru a compara forme și a afla un perimetru. Același lucru se aplică atunci când calculăm aria unei figuri geometrice. Există un set de formule pe care le putem folosi pentru a calcula aria unui poligon regulat. Poligoanele neregulate sunt puțin mai dificile. Cum ai afla aria unei figuri ca aceasta? Putem începe prin a o împărți în figuri pe care le cunoaștem. Ne-ar putea ajuta această metodă în aflarea ariei României? Când ne referim la corpuri geometrice, ne gândim adesea la poliedre regulate, precum cuburile sau la prisme patrulatere sau triunghiulare. O prismă are două fețe paralele opuse, care au aceeași mărime și formă și sunt numite baze. Alte exemple de corpuri geometrice sunt cilindrul, piramida, sfera. Trebuie să știm cum să calculăm atât aria totală cât și volumul corpurilor geometrice. Aria totală a unui poliedru este definită ca suma ariilor tuturor fețelor sale. Desfășurarea sa plană ne poate ajuta să o calculăm. Desfășurarea unui cuboid ne arată că acesta este compus din 6 fețe dreptunghiulare. Aria sa totală poate fi calculată prin însumarea ariilor tuturor fețelor sale. Un cub are 6 fețe pătrate identice. Putem folosi aceste formule pentru a calcula aria totală și volumul. Volumul solidelor este exprimat în unități de măsură cubice, precum metri cubi. La fel ca în cazul ariei, putem folosi un set de formule pentru a calcula volumele corpurilor tridimensionale.
precum pentru prisme și cilindri, amintește-ți că volumul este egal cu produsul dintre aria bazei și lungimea înălțimii. Putem calcula volumele unor corpuri mai complexe dacă știm formulele potrivite. Rearanjarea formulelor este o abilitate importantă pentru noi. Putem afla lungimea înălțimii unei prisme calculând raportul dintre volumul său și aria bazei. Iată această problemă. Scrierea formulei într-o formă echivalentă ne ajută să găsim soluția. Scrierea formulei într-o formă echivalentă ne ajută de asemenea să calculăm raza sau diametrul unui cilindru când cunoaștem celelalte dimensiuni ale acestuia. Sunt numeroase obiecte ce au forme geometrice complexe cu care suntem familiari și pe care le folosim zilnic. Cunoașterea perimetrului, ariei și volumului ne ajută în rezolvarea problemelor cotidiene. Matematica din acest tutorial se bazează pe multe dintre abilitățile pe care le-am dezvoltat deja în această serie de tutoriale educaționale. Poți să ne ajuți să rezolvăm această problemă?